Какой ты грозный. Эй. Doamna, ascultă-mi post de radio și aud așa, Maria Iliescu a fost pe fotul din Spania. Pe fotul din Spania s-a creat legiunea Tudor Vladimirescu. Legiune care la... Aici am pistolul, doamnă. Oricum legiunea să-i omoare pe cei 22 sau 24 de studenți care apărau palatul de la unde era regele. Ați înțeles? Deci doamna, nu știu, mama Iliescu sau soție Iliescu, deci am rămas neocomuniști, din păcate. Persoanele de vârsta mea le-au plăcut, dar am furat un pui și am furat atâta cantitate. Nu mai ascultați radio și nu mă vă uitați la știri, că vă îngrozesc ăștia. Stați puțin, n-are rost să vorbesc, nu mai terminăm. Eu am trecut o privire atâta pe ochii gradatului, pe vremuri, n-aș dori să... Am luat pulan. Știi cum îl simți? Până în ouă, până în creier, nu rămâne urma. Ați înțeles? A, militarul în termen și locuitorii jandarmilor. Dacă la o privire nu bătea, dar să bată. Dar să bată, erau cu doi câini lupi, doi militari în termen cu calajnicovul pe spate, fără muniție. Băteau de rupea, oare ce să făceau? Securiști, milițieni, care duceau capul să făceau mai sus o țără. Apropo, se mai făcea de la raportul de seară, Barna de seară, șeful, tare șef. Dimineață, din plotonier ajungeai sub locotenent. Atunci, ei au fost primii care și-au trimis copiii dincolo, în imperialismul sălbatic. Nu s-a schimbat nimic, indiferent care sunt. Ce fel de om ești? Vii de la Parlamentul UE, dai la familie virusul, te mai duci la o petrecere cu 400, mai mergi și în Parlament, ca ce? Ca să vedă pe sediștii de tine. Învârtim același castron de la 5 ani. Așa e. Azi bună, vedere. Da, da. Da. Dacă stai de vorbă cu bătrânii ăștia, rămâi surprins câteodată despre câte, prin câte au trecut. Tanti stă pe Facebook, în parc. Tanti își taie unghiile pe bancă în parc. Ăla-i. Mamă, ce biciclete faine au unii, bă. Și tanti cu chopper. Și pus pe telefon. Cum au ajuns la semaforul și scos telefonul. Bam. Mulțumesc pentru comentariile de la videoclipul Fapte Bune, cel în care am fost și am donat sânge. Am câteva comentarii acolo care spun doar de bine. Uite, bă, ce lucrează oamenii aici. Ziua bună.